Salut! În videoclipul acesta vreau să vă prezint niște lucruri foarte interesante pe care le-am găsit și de ce consider că piața cripto poate să crească în următoarea perioadă. Deci îți recomand să nu ratezi videoclipul acesta și să stai cu mine până la final. Dar înainte să începem, ca de obicei, nu uita de like și de comentariu pentru că mă ajută tare mult și țin să vă mulțumesc tuturor pentru fiecare like și fiecare comentariu pe care îl lăsați pe acest canal. Unul din motivele pentru care eu cred că o să urmeze o creștere în următoarea perioadă este următorul. Vedeți acest canal de Telegram numit Whale Alert. Aici se pun diferite mișcări care se întâmplă și implică mai multe fonduri. De exemplu, chiar astăzi la ora 5:45 s-au mintat la trezoreria Tether $1 miliard în stablecoinul USDT. Probabil vă dați seama că atunci când apare USDT în piață sau orice alt stablecoin, apare când cineva vrea să cumpere ceva. Ținând cont că Bitcoin are un volum în ultimele 24 de ore de aproape $30 de miliarde, ai putea spune că n-are cum să miște prețul Bitcoinului cu $1 miliard, dar dacă cercetezi puțin mai mult, o să vezi că poate este altfel. Să zicem, intrăm pe Bitcoin aici și ne uităm la market. Vedem că perechea BTC în paritate cu USDT are un volum în ultimele 24 de ore pe Binance de $2 miliarde. Ei bine, dacă tu te duci pe Binance cu banii aceștia cu $1 miliard, și faci un singur buy de Bitcoin, ar putea să urci prețul cu câteva procente bune, cel puțin eu asta cred. Este aproape 50% din volumul din ultimele 24 de ore. Oricum, să țineți cont că nu înseamnă neapărat că toți banii aceia o să meargă în Bitcoin și într-o singură tranzacție o să fie investiți. Dacă ar fi să ne întoarcem înapoi pe Telegram și să vedem ce s-a întâmplat atunci când s-au mai mintat $1 miliard în USDT, vedem că în 25-12, adică în 25 decembrie s-au mai mintat 1 miliard de tokeni USDT și hai să mergem pe TradingView să ne uităm pe grafic să vedem ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Aici a fost practic în 25 decembrie, după aproximativ 6 zile prețul a scăzut, dar nu foarte mult, să spunem maxim 5%, și apoi a urmat o creștere de aproape 9%. Asta s-a întâmplat ultima dată, dar hai să mergem și mai departe să vedem ce putem observa. Vedem că în 27 noiembrie s-au mai mintat tot așa 1 miliard de tokeni USDT. Vedeți chiar aici, în 27 noiembrie. Hai să vedem ce s-a întâmplat atunci. Deci aici s-a întâmplat mintarea de 1 miliard de tokeni USDT. După timp de câteva zile prețul nu a făcut mare lucru, a crescut, dar nu foarte mult. Și după a urmat mișcarea de la $38.000 sau hai să spunem $37.000 până la $44.000. Asta înseamnă 17%, prețul a crescut. Să spunem că o mai ia cât de cât în lateral și să zicem mai scade până la 41.000, 17% ar fi chiar această zonă de care vă spun de foarte mult timp, $48.000. Nu spun că neapărat asta o să se întâmple, însă este o posibilitate să se întâmple acest lucru. Chiar dacă în ultimele dăți prețul a crescut, de data asta ar putea să fie diferit și să scadă. Să nu vă bazați neapărat pe mine, că nu dețin un glob de cristal și nu știu exact ce se va întâmpla. Încerc să spun că doar este o posibilitate să se întâmple acest lucru. Să aveți în vedere totuși că nu sunt consultant financiar și pe acest canal nu ofer sfaturi financiare. Orice decizie financiară luați, meritul vă aparține, fie că aveți parte de câștig sau de pierderi. Încă ceva vreau să vă mai arăt, ceva legat de ETF-ul Bitcoin Spot, ce mi se pare mie foarte interesant. În 1 ianuarie, CEO-ul unei companii de investiții care a depus cerere pentru un ETF Bitcoin Spot a spus că urmează lucruri mari. Oare ai posta așa ceva dacă nu ai ști cât de cât că urmează ceva să se întâmple? Vă las să-mi răspundeți voi într-un comentariu legat de acest lucru. Tot mai multe companii se pregătesc pentru aprobarea ETF-urilor. O altă firmă numită VanEck a înregistrat ETF-ul Bitcoin Spot la SEC pentru a putea fi tranzacționat public. Poate nu o să fie aprobate toate ETF-urile în ianuarie, dar până în vară cel târziu eu cred că ar trebui să fie aprobate. Rămâne oricum de văzut ce se va întâmpla. Încă o știre interesantă de ieri, SEC se întâlnește cu The New York Stock Exchange, Nasdaq și încă o firmă pentru a finaliza comentariile pentru ETF-urile Bitcoin Spot. Cum v-am spus și înainte, din punctul meu de vedere, în 10 ianuarie, când este primul deadline, nu cred că o să fie acceptate toate ETF-urile, eu cred că o să spună că mai trebuie să îndeplinească niște cerințe și doar poate pe urmă o să fie acceptate. Cam atât despre ETF-uri.
Hai să vedem ce face și Bitcoinul foarte puțin, pentru că de ieri, când a fost această scădere până la 41.500, vedem că prețul s-a recuperat foarte bine. În momentul de față este la 44.000, ca și cum aproape nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucrurile pe graficul Bitcoin arată foarte pozitiv și dacă o să arate tot așa, văd creșteri destul de interesante pe altcoin-uri în următoarea perioadă. Pentru că, cum v-am spus și în videoclipurile trecute, îmi mențin încă ideea, n-am cum să o schimb, cât timp n-o să pierdem această zonă de la $40.000 pe daily sau pe weekly, pe weekly ar fi puțin mai rău, până când o să pierdem această zonă, lucrurile sunt foarte bullish și șansele sunt mult mai mari să mergem în sus. Dacă ar fi să observăm ce se întâmplă din decembrie până în momentul de față și tragem o linie de trend, puteți vedea că facem practic higher high. Deci puteți observa, aici prețul scade până la 40.100. Ulterior, în zilele următoare, prețul scade doar până la 40.600. Apoi, aici din nou scade până la 40.600, dar nu mai jos. Ulterior, minimele pe care le facem, ele sunt tot mai mici. Când a mai fost aici o corecție, a scăzut doar până la 41.500, 41.300 și în momentul de față am putea spune că și 41.000 ar putea să fie un suport destul de important, din moment ce în ultimele zile a ținut destul de bine. Stai să șterg asta aici și să-l facem cu o linie ca să se vadă mai bine. Zona aceasta o putem pune cu verde. 41.600 este un suport și el destul de important. Și era să uit, pe Binance Launchpad în ultima perioadă apare proiect după proiect, iar cei care au BNB sau stablecoin-urile FDUSD sau TUSD pot să-i pună la staking și o să primească tokenii în schimb, de data asta tokenii proiectului XAI. Acesta este un blockchain de gaming făcut pe Arbitrum, care este un layer 2 pe Ethereum. Cei care aveți FDUSD, BNB sau TUSD, chiar vă recomand să participați, pentru că este o ocazie de a câștiga niște bani gratis atâta timp cât oricum nu faci nimic altceva cu BNB-ul tău. Cam atât pentru videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter. Pentru cine își dorește să susțină canalul, poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra și până atunci noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.